Vreau să vă învăț să vă învingeți frica. În episodul anterior, concurenții au fost supuși la o probă de la care multe modele cu experiență s-ar da înapoi. Nu mi-a venit să cred că chiar am oameni un șarpe pe mine. Stai acolo. Stresul acumulat a dat naștere și unor conflicte. Nu cred că ești mama și nici ce faci. Păi dar nu, da, chiar tu crezi aici că ai servitor? Un puțicule. Am auzit că ai zis că sunt bătrân eu. Și ăsta e și adevărul, Gilbert. Nu, diferența dintre noi e că tu suntem ciobani amândoi, dar că sunt numai șlefui ca tine, să zic așa. Eu nu vreau să te iau lângă mine. Hey, baby! You're irresistible. Andrei, cam nesimțit. Ai lăsat în baie numai păr și numai mizerie. Aici? Nu. Gilbert, eu te cunosc, tu ești pervers. Vreți că-s gay? Ești homofob? Poți să strigă față. Băi, o luați greșit. Eu nu vreau să vă iubiți. Uite ce gras ești. E frică să mă uit. Mie, în locul ei, nu aș mai mânca. Mamă, nu e bun cântare asta. În seara asta, o prezentare de modă. Nu vreau să am un bărbat la spate, că sunt îmbrăcat așa, te rog frumos. Ial, e sclavul tău? Mă jur că nu știu cum am făcut să nu cad. Încă l-am tras și l-am avertizat că dacă nu-i cu minte, îi dau. Eu sunt stăpâna lui. Aș vedea obiciuindu-mă. Nu mai fi vagabond, te pui în genunchi și să mă lași te biciuiesc. Ți s-a rupt lesa și a ieșit un... Nu cred că voi fi eliminat astăzi pentru că am fost episodul trecut, am fost cel mai bun. Doar rechile sunt afară. Știu, dar pot să spun că nu mă interesează și nu ești celălalt cu nimic. Nu uitați că mâine e eliminat. Data asta nu o să avem nicio șansă să fim în echipa câștigătoare. Prost. E jenantă, este oribilă, este de filme, de alte, pleacă de aici. La un moment dat mi s-a încet așa pur și simplu privirea. Nu mai văd în tine așa un tot. Încep să mă dezamăgești. Nu mă așteptam deloc la chestia asta. Pleacă acasă acum și-și face bagajele. Da, o veste șoc. Indiferent că vă convine sau nu, că sunteți prieteni sau nu, rând pe rând veți părăsi acest concurs. Se pare că nervii sunt încă întinși la maximum și nici într-o banală dimineață lucrurile nu pot să nu scape de sub control în casă. Ne-am trezit de dimineață și nu mai aveam nimic gata, pregătit să mâncăm. Da, am scos peștele, să văd eu astăzi. Doar niște pește în congelator. Eu n-am niciun chef să fac pește. Nu-mi place peștele, îl urăsc și oricum eu nu știu să gătesc. Deci fără să cineva peștele până la urmă, vrei sau nu? Mai ales să fac o mâncare pentru 16 oameni. Să știi că și pe din ca peștii de prăjit. Trebuie să două zile și nu mă nimeni. M-am oferit eu, deși mă simțeam foarte rău. Aveam gâtul inflamat, răcită de nu mai puteam. Peștele era înghețat, numai de asta nu aveam eu chef. Hai, zic, Andra, dar te rog că m-am îmbrăcat, nu face peștele să fac. Păi, dar vreau să spune că îți dau altă bună. Da, am zis să fac o faptă bună și să fac peștele, că tot am mai făcut și știu. Că ăsta se prăjește mai bine așa, uite, îl tai așa feliuțe, îl pui între... Cum îl tai, mă, feliuțe, așa faci? Unde ai mâncat macro așa? Acasă la mine. Bine, fiindcă lași acasă. După ce m-am apucat de el, toată lumea își dădea cu părerea că nu-i bine așa, că da, de ce nu-l scoți în partea cealaltă. Că nici măcar nu o să mănânc chestia asta și a zis să faci pe nicio. Păi și atunci, ce îți dă și tu părerea și ăla și ăla? Îmi dau cu părerea că te ajut, să zic să-l faci degeaba. Și normal că m-am enervat. Din moment ce nimeni nu s-a oferit să-l facă și doar eu. Poate ai rămâne și ca ele, că eu chiar... Deci, până la urmă, ce s-a întâmplat? Da. Dar tu și tu te superi. M-a deranjat atitudinea Lianei față de mine pentru că nu mi s-a părut că ea e în măsură să-mi spună mie cum se gătește peștele din moment ce nu știe. A zis că te treia la restaurant cu mănâncă, îl face prea de capul și trage oasele și acum trebuie să fac și-o la fel, că altfel nu fac degeaba. Liana are uneori tendința de a părea superioară în casă. Nici Liana și Andreea nu și ascund antipatia pe care o simt una față de cealaltă. Apă, lumea, unde e aia?
ea ia tot timpul inițiativa cu spălatul hainelor, cu curățenia prin bucătărie, să nu fie vreun vas murdar, să nu fie coșul nedus și tot felul de chestii de genul. Dar tu acasă nu spui pe jos niciodată? Mm. Să-l cureți pe altă și să pui apă cu detergent, că nu se spală. Șampon. Andreea, se plânge mereu. Unde te faci cu ăla ăsta? Pe unde încă voi? Ea e ceva stigmată aici și suferă foarte tare. Serios că nu știu ce spun. Cine s-a certat cu cine? Doar ea e nedreptățită. Ea, dacă este cineva la baie și ea nu poate să intre, mamă, cum se poate așa ceva? Noi că stăm la rând după ea o oră, nicio problemă. N-am făcut nici viața mea asta curățenie acasă, cât am făcut aici pe bune și aici chiar n-am făcut și fie ce așa să mă aspira, am făcut la chestiile astea. Andreea e cam nesimțită, adică când e să ieșim la culo. Curățenie sau ceva, deci nu ea non-stop doarme și e în baie. Deci ea toată ziua din baie și din paț nu iese. Eu zic, Guga, să-ți faci jos și în partea cealaltă, că tu mereu lași mizerie aici. Scuze, eu? Dar după tine tot timpul rămâne lac și... Am șters și eu după tine, după ce te-ai retirat în baie, ai lăsat în baie numai păr și numai mizerie, nu aici. Acolo, în partea cealaltă. Atunci vreau să știu și zici tu că ți rău să intri în baie. Păi da, pentru că ai stat o oră la baie, fratele meu, și așteptat după tine. Oricum, mi-am dat seama aici când am ajuns, că eu chiar sunt obsedată de curățenie, de igienă. Mă, frate, voi sunteți 5, voi sunteți 10 acolo. Păi da, dar noi păstrăm curățenie, voi de ce nu păstrați? Păi n-am cum să faci 10 la mai și 10 la mai. Ai zis că faci acolo, rămâi și faci acolo, nu mai tot comentă. Adică mai întâi să se spele, frate, și apoi să comenteze pe alții. Între timp, în bucătărie, Dragoș are grijă să organizeze comanda tocmai sosită de la Cora. Pentru că am rămas fără mâncare, de dimineață când ne-am trezit, ne-am gândit să comandăm online mâncare de pe site-ul www.coradrive.ro. E mult mai ok decât să mergi în magazin, mâncarea vine acasă și foarte rapid. Am făcut lista împreună cu ceilalți colegi, ne uitam și la produse cum arată, era foarte, foarte ok. Am plasat comanda și cam într-o oră, să zic așa, și venit. Odată treburile administrative finalizate, aspiranții la titlul de supermodel nu trebuie să uite de ce sunt aici. Florin și Stella au venit să ne pregătească pentru o nouă probă. Ca de obicei nu știm ce ne așteaptă. Ea are părul făcut, nu? Aproape. Iar între timp a venit și Cătălin, o nouă surpriză. Nu ne așteptam să vină Cătălin la noi înainte de prezentare, dar mă bucur că a găsit casa curată și a fost tot ok. Am mers astăzi în casă pentru că s-au uscat tot felul de discuții. Discuții și controverse pe care n-am să le tolerez și n-am să le las niciodată așa. Eu am impresia că tu ai niște teme față de anumiți băieți, chiar și din... Ție ți-e frică de băieți ăștia care... Dar e un concurs, e de fire să-ți fie frică. Gilbert s-a supărat că eu i-am zis că e bătrân. Odată ce zici la emisiune că eu sunt bătrân, deja poate unii mă văd pe mine chiar bătrân și să mă dea afară din emisiune, părerea mea. Și asta e și adevărul, Gilbert. E o părere bună. Da, mă, pe ca, uite și Dan. Hai, mă, am salutat, bă. Bă, și Dan. Eu am un bătrân și Dan. Și trebuie să-i las să fac el bani, că dacă există eu nu mai fac ceva. Eu n-am zis. Dar nu mă refer la asta într-un sens rău. Îmi spun, da, are o anumită vârstă și poate că modeling mai face încă anum câțiva ani meseria asta. Din moment ce ești cu ei în echipă, ar trebui să-i ții aproape, pentru că dacă echipa se duce la vale, te duci și tu cu totul. Am aflat că a și complotat cu câțiva oameni din echipa mea că dacă se vor face eliminări între noi, să mă aleagă pe mine să ies. Gilbert, eu te cunosc, tu ești pervers. Repet, ca experiență, nu e rău, ți-am spus, dar ești pervers. Gilbert, dragul meu, nu mai juca teatrul ăsta pentru că nu ține. Te știu cum ești, nu mai fi ipocrit, să știi că dacă vei aduna maldere de cărți pe noptiera ta, nu vei fi mai cumoț. Din contră, oamenii te vor aprecia dacă vei fi așa simplu cum te-am cunoscut eu. Băi, o luați greșit, eu nu vreau să vă iubiți, dar restul, să nu lucrați în echipă, mi se pare o tâmpenie, că pierdeți. Sunt un băiat foarte echilibrat, știu ce vreau, știu să duc greul, oricât de mare ar fi, și o să mă descurc, indiferent de situație. Deci dacă vreți să vă elimin pe toți, plăcerea e de partea mea. Sunteți atât de fraieri, încât ceea ce faceți voi acum,
nu faceți decât să-l scoateți în evidență în show pe Cătălin. Cătălin s-a mai certat și cu mine și oricum a decăzut mult în ochii tuturor. Stă singur, nu mai vrea să-l bage nimeni. Sau cu Joana am văzut ce mai stă în autocar, în rest e... Hello. De acum acolo niciun pic nu mai vorbesc cu mine, că tot ce va fi de acum acolo deja o iau personal, da? Te rog frumos, nimic, absolut nimic, nici nu mai vorbești de mine, absolut gata. Dar discuția escaladează într-o zonă personală și total neașteptată. Cătălin, colegul meu, a spus de Gilbert că ar fi gay sau cea de genul și Cătălin a indicat subiect. De unde știi tu asta? Gilbert, tu știi foarte bine ce ai făcut în toată viața ta până acum. Și tu știi ce am făcut eu? Știu multe. Păi, gata, mă, termin. Dar știu multe lucruri. Și dacă ar fi așa de problema ta? Nu e problema mea. Păi, da? Nu ți-a rușine? Am izbucnit. El să-i laud într-un fel. Că ce? Că el a fost nu știu unde și a făcut nu știu ce prezentă. Cam asta e stilul lui. Așa, e ok. Așa e el, luați-l ca atar. Nu pot să las pe cineva să mă dea așa la o parte, pentru că eu n-am încercat să dau pe nimeni la o parte. Deci nu vă mai jigniți și mai ales cu chestiile astea, vă repet, legate de sexualitate și așa mai departe. De cine s-a mai comentat chestia asta în casă, în afară de Gilbert? Nu știu. De Goga, de Ivan. Cine a zis de tine? Ivan. Ivan a zis de tine? Au tot felul de glume din asta, de cartier, de bădărani, de țărani. N-am să permit asta. Ivan! După câte mi-au zis colegii, Ivan a zis de mine că-s gay sau ceva de genul. Da, nici nu înțelegi ce zice. Ce-ai comentat de el? De el? N-am comentat absolut nimic. Ia du-ți aminte, fă un efort. Crezi că-s gay? Dacă tu asta consider că ești, e treaba ta, băiete, nu e treaba mea. Și că mă pot unde. Dar poate și arată asta în casă. Și dacă ar fi așa, prin absurd, care e treaba ta? Era el cu Milner și era deasupra patului. De fapt, stătea la pat la Milner. Se legăna așa, nu știu ce, și la un moment dat l-a păpat pe burtă. Și a văzut și Andreea chestia asta. Și erau numai ei doi în cameră și mi s-a părut așa. Chiar a fost penibilă situația. Nu am nicio treabă cu el. Ești homofob? Nu. Nu. Păi nu te întreb, poți să fii. Nu e părerea ta. E foarte adevărat, stând în casă, toți la un loc, se adună tot felul de frustrări și se nasc tot felul de controverse. Ei bine, trebuia să le elimin și cred că am făcut asta. Ia vino, Cătălin, cu voce. Te-ai bilat și ai lăsat părul în baie? Nu. Deci de fiecare dată și astăzi și de fiecare dată când eu m-am epilat aici, m-am epilat în altă baie, tot timpul meu stă. Cine a zis? Nu contează cine a zis, mi s-a spus acum că te-ai epilat și lăsat părul în baie. Nu. Și vă rog frumos să mă urmăriți și de acum înainte să vedeți dacă e sau nu așa. Sincer, nu mi-e frică, chiar dacă toată casa și toate echipele și toți concurenții ar fi împotriva mea. Bine, deci eu am permis fetelor să vă bage cu capul în budă, în chiuvetă și în duș, dacă de acum încolo, după ce ieșiți, lăsați mizeria acolo. Pentru că fetele sunt oricum mai curate, în general. Bine, aici băieții fac mai multă curățenie decât fetele. Decât unele fete. Chiar sunt unele fete în casă care nu fac curățenie. Băieții fac mai multă curățenie și sunt mai ordonați decât fetele, bine, unii dintre ei. Și am spus că lui Cătălin că de faptul că nimeni nu-și spală vasul după ce după ce mănâncă farfuria, Claudia, că la un moment dat era foarte mult apă pe jos în baie și nu mai știu cine i-a spus să ștergă în baie, iar ea a spus că nu am de ce să șterg eu, că eu nu am făcut duș de 2 zile. Poftim? Mai bine, dacă tăceai, filozof te făceai. Iată-și Mădălina aici, că avem probleme grave. Deci nu numai cu băieții, am și cu voi acum. Da. E adevărat că într-o seară era apă prin baie multă și când ți-au zis, nu mai știu cine ți-a zis, o fată sau un băiat, că trebuia să șterge apa prin baie, ai zis, păi ce, am făcut eu duș și nu am făcut de 2 zile duș?
Deci, faza cu două zile duș a fost o autoironie și fetele după aia au început să râdă de mine, adică toți în casă au început să facă mișto de mine, că eu nu mă spăl, că sunt nespălate și chestii de genul. De partea mea a fost o glumă, că eu când fac un duș, stau gen o oră la duș. Cât fac un duș așa de 10 minute, 10 minute, ok. Un duș, duș, stau o oră, ce mă epilez și așa mai departe. Madalina, tu nu tragi apa? Mata, normal. E așa, am auzit, că nu tragi apa la toaletă. Cred că ai auzit greșit. Și dacă te-am chemat de jos, îți dai seama că am auzit asta. Și cine a spus lucrul acesta? Vreau să... Nu vreau să spun cine a spus lucrul ăsta. Oameni care sunt în camera asta, firesc. În schimb, și-am intrat peste alții și nu era pe atras. Nu știu cine a fost, dar cu siguranță nu eu. Am certitudine, nu sunt eu. După cine a intrat și nu era pe atras? Nu știu, adică, pur și simplu, intram în baie și era... Madalina. Și ai stă la fel. Dacă îi spui să... să-și spele farfuria sau, nu știu, cratița, spune, păi nu am mâncat eu aici, sau lasă că o fac mai târziu, dar se strâng muște acolo, nu ai cum să mănânci mai târziu, pentru că arăta destul de urât ce făcea ea acolo. E un copil, deși totuși are aproape 18 ani, ar trebui să se maturizeze cât mai repede. Eu mi-am spălat de fiecare dată vasul. De fiecare dată după ce am mâncat. Și fiumiturile de pe masă, cine? Trebuie să zic eu să le strângi? Hai mă, dar s-a întâmplat odată, într-o dimineață. Te-ai șters cu prosopul ieri pe păr în bucătărie și le-ai lăsat acolo. Trebuie să zic eu asta, să-l iei de acolo. Dar din cauza trebuia să plecăm foarte repede și eram grăbiți. Ba, e foarte adevărat. Trebuia să mă grăbesc și ne-am grăbit și l-am mutat acolo. Nu ne-am grăbit deloc ieri. Claudia, într-adevăr, nu strânge nici firmiturile după ce mănâncă. Nu știu, mi se pare puțin ciudată. Nu am avut nicio discuție cu ea până acum. Eu la 4 și am probleme de curățenie, de mizerie, de... Deci nu, chiar am crezut că după prima vizită aici la voi ați înțeles. Am să mă gândesc să propun mai mult sau echipe întregi. Cătălin continuă ora de dirigenție cu concurenții, iar problema nutriției și a greutății este una de care trebuie să țină cont orice model. Unde ești grasul net feminin, Madalina? Tu mă, ce mănânci în fiecare zi? Eu? Da. De obicei mănânc lapte sau iau o cereală? Madalina, mie mi se pare că mănâncă foarte mult. Tu ce mănânci, domnișoară, în afară de mere? Păi am mâncat destul de variat. Am mâncat și lapte cu cereale, dimineața omletă. Toți ar trebui să mâncați fructe. Și nu banane care îngrașă. În doar câteva zile sunt mai multe persoane care au luat kilograme în plus. De ce gras ești? Da, m-am cât? 100 de grame? Cât? Nu, am 74. Ia aduc în tanucoce. Da, într-adevăr mă deranjează burta când stau aplecat sau burta. Mă rog, am puțină grăsime aici, la abdomen. Asta e tot ce cred că ar trebui să lucrez. Acum ora avem 74,4. Eu zic că sunt ok cu mine, dar trebuie să mai slăbesc puțin. Mamă, nu e bun pentru asta. Eu știam că am 55 de kilograme. 58,5. Cred că nu este bun cântarul, pentru că la haine nu se vede nicio diferență. Hai, grasul net. Dar e mare. E frică să mă uit. Mie în locul ei nu aș mai mânca aproape nimic toată ziua. E de eroare. Wow. Nu e bun cântar. Nu e bun, uite. Mai trebuie să slăbesc încă vreo 3-4 kg ca să arăt ok. Adică ok. 61,8. Sper că într-o săptămână să dau 2 kg. 59. Hai. La mine cel mai important e oglinda. 85,5. Regimul alimentar din casă nu este unul corect. Ei mănâncă tot ce vor, de notă că nu ascultă. Încă 3 kg. Supervizați chiar de Cătălin, de acum înainte vor intra într-un program de nutriție care să-i ajute să dobândească greutatea ideală. Între timp, autocarul care duce întreaga echipă către următoarea probă a sosit, așa că toată lumea se pregătește de plecare. Chiar nu știu ce să ne aștepte astăzi. Avem un make-up foarte ciudat și o coafiură foarte, foarte ciudată. Mare, unde mergem? Unde mergem? La mare! Unde? Iară la mare, iară nud! Am ajuns într-un loc întunecat, mulți mărăcini,
iarbă multă, nu înțeleg, chiar nu înțeleg ce e acolo. Locația avea un aer distinct, diferit față de o locație obișnuită. Se simțea practic o energie. Am mers într-un loc unde am înțeles că înainte era un bunker. Bună seara! Încă nu știm și chiar nu avem idei cu ce ar putea să fie, în afară de faptul că tot ce va în costume de baie va fi din moment ce ne-a spus să venim epilat. Dar, ca de fiecare dată, motivul pentru care Cătălin alege un loc și nu altul pentru probe este bine întemeiat, iar îndată vor afla și concurenții. În seara asta, o prezentare de modă. Un catwalk total anormal, bineînțeles, mai ales pentru băieți, dar nici pentru fete nu cred că va fi prea simplu. Un catwalk foarte lung, 70 de metri. Întotdeauna e ceva ultra secret, să zici că am fi la CIA. O locație pe măsură, un loc care folosea de baterie antiaeriană pentru apărarea orașului, primul război. Apoi, un loc ciudat, pentru că aici se desfășoară tot felul de ritualuri sataniste. Un loc cu povești mai puțin sau mai mult adevărate, cu fantome care se spune că bântuie. Nu glumesc, acest loc. Era frig, auzeam câinii cu latră, vedeam decorul foarte horror. A fost chiar o impresie bună, era de așteptat că va fi ceva greu. În loc în care, de care am auzit lucruri strani. Tocmai de aceea l-am ales să vă fie catwalk în seara asta. Așa că, mare atenție pe unde defilați și cum defilați. Ne-a fost zis că vom avea parte doar de surprize periculoase și sunt nerăbdător. Bateria 90 a fost unul dintre punctele importante de apărare ce a făcut parte din centura de fortificații ale Bucureștiului în primul război mondial. Elementele care de fapt au făcut muzica acestui show au fost persoanele îmbrăcate naziști care aveau în mâini, stânga-dreapta, câini extrem, extrem de fioroși. Haideți să ne îmbrăcăm și o să vă mai spun pe parcurs. Defilarea este una specială, iar vestimentația și machiajul completează perfect decorul. Creațiile pentru această prezentare și, în general, pentru prezentările care vor urma la Supermodels sunt îndrăznețe, sunt futuriste, sunt neobișnuite. Se știe deja că prezentările mele mă ocup de tot, de la pantofi, accesorii, încălțăminte, muzică, regie, tot. Uite pe Claudia. Ce bine este cu Claudia în forma feței lui Chei. Uite, vezi? Uite, și Claudia. Și Laura. Da. Deci ce frumos e Claudia, mă! Noi am avut fetele niște rochii de seară foarte frumoase, iar băieții dezbrăcați cu hamuri pe ei. Foarte interesant. Chiar acum câteva zile povesteam fetele să-mi place să domin sexual și am ajuns eu să fiu cobaiul experienței. Cred că doar Goga și Dan s-au potrivit pentru tema asta. Ei au două corpuri foarte frumoase. Dan, într-adevăr, cel mai frumos corp din concurs. Nu vreau să am un bărbat la spate că sunt îmbrăcat așa, te rog frumos. Bine, nu mă ajută. Am început să aud câini, muzică, vedeam că iese fum de pe acolo, eram... Ce treabă o să fie? O să fie câini scăpați sub control pe acolo? O să fie ținuți? O să aibă bodnițe? Ce o să fie? Ial, e sclavul tău? Deci trebuie să mergi primul? Nu știu care o să fie factorul de stres. Cătălin ne-a spus multe să ne sperie. Nici nu mai știu ce să cred. Mi-e foarte frică. Știu, dar pot să spun că nu mă interesează? Mă jur că nu știu cum am făcut să nu cad. La mine a fost cea mai urât din prezentare, îmi pare rău să zic asta. Eu sunt stăpâna lui. Eu l-am tras și l-am avertizat că dacă nu-i cuvinte, îi dau. Ți s-a rupt lesa și a ieșit un rahat. Nu e fi vagabond, să te pui în genunchi și să mă lași te biciuiesc. Aș vedea obiciuindu-mă. Nu ești las cu nimic. Nu uitați că mâine e eliminat. Nu să avem nicio șansă să fim iar echipa câștigătoare. Dacă ultima oară te-am lăudat... Nu cred că voi fi eliminat astăzi, pentru că a fost episodul trecut, am fost cel mai bun. E jenantă, este oribilă. Eu zic că rămân în concurs și episodul ăsta. Este de filme, de alte, pleacă de aici. Noi la un moment dat mi s-a încețoșat pur și simplu privirea. De la început ți-am spus că trebuie să-ți găsești un stil. A fost foarte greu pentru mine. Pleacă acasă acum și-și face bagajele.
Întreaga scenografie rememorează chinurile la care erau supuși deținuții de război de către trupele naziste. Mă uit la foarte multe documentare despre Hitler, naziști și așa mai departe. Mi se pare foarte, foarte interesant. Toată atmosfera mi se pare foarte sexy și foarte figuroasă, dar sper să decurgă bine. Pentru a recrea atmosfera sumbră a războiului din scenografie, nu lipsesc militarii germani și câinii care îi însoțeau tot timpul. Pe cărarea aceea mică până să ajung la Cătălin, m-am împiedicat, nu știu, mai mult de 100 de ani. Ale unui trecut negru, amintirea unei perioade istorice tragice pentru omenire. Suspans, frică. Concurenții au dat piept cu senzații pe care nu le-au cunoscut până acum și au depășit tabuuri și au asumat un rol pe care istoria nu l-ar fi vrut scris. O scenografie impresionantă pentru ca viitoarele supermodele să-și adauge în palmares o defilare unică. Unii s-au descurcat mai bine, alții sunt chiar ei nemulțumiți de prestația lor. Dar, ca de fiecare dată, Cătălin Botezatu, mentorul lor, este cel care are ultimul cuvânt. Această prezentare am făcut-o în acest fel și pentru că tot timpul ne amintim de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mulți ani naziștii și pentru că nu ne dorim asta să se mai întâmple, am realizat acest show numai din dorința ca oamenii și aduc aminte că nu trebuie să omoare oameni. Însă eu am folosit de ceea ce s-a întâmplat în mult timp în urmă. Bineînțeles că am încercat să propun, ca de obicei, în situații limite. Doar s-a uitat la mine și am înțeles privirea și am înțeles că nu am defilat cum trebuie. Individual, nu știu cine să spun că s-a descurcat bine. Nici măcar la tine. La manej te-ai împiedicat de nu știu câte ori. Da, dar regulile sunt aproape. Știu, dar pot să spun că nu mă interesează. Mai aveam și manejul de făcut într-o prezentare de modă, mai ai și manejul de făcut. Dacă ai mers frumos și la manej cazi, ce facem? Eu zic că am fost în temă, doar că probabil, nu zic că din vina Claudiei, dar amândoi aveam mers diferit și asta o fi dat prost. La băieți, stângăcie maxim. Cătălin, ai plecat cu Gilbert, după care Gilbert a vrut să se arunce în patru labe. Exact, te-ai speriat de câine, ți s-a rupt lesa și a ieșit un rahat, că v-ați oprit. S-a rupt lesa. Deci, într-o prezentare de modă, ți se rupe lesa, ți se rupe tocul, mergi mai departe. De ce v-ați speriat? De câini? Nu. Și atunci, înseamnă că nu știți să mergeți. Dacă câinii nu au fost un factor de stres, înseamnă că voi chiar nu știți să mergeți, nu știți să improvizați, nu știți să pozați. Gândiți-vă, pentru că pentru acest decor s-a muncit foarte mult. Nu este un decor oarecare. Este un decor în care s-au pus zeci de lumini, zeci de camere, în care s-a folosit o recuzită pe măsură, o muzică pe măsură și așa mai departe. Deci, dacă nu vă asumați munca unei echipe de 100 de oameni în spate, înseamnă că vă bate joc și de mine și de ei. Și nu în ultimul rând de voi, pentru că nu învățați nimic și nu ești celas cu nimic. Nu uitați că mâine e eliminare. 24 de ore de tensiune, 24 de ore de gânduri sumbre, 24 de ore de concluzii trase sau de lecții învățate. Eliminarea bate la ușă, iar juriul este pregătit ca totdeauna. Am foarte mari emoții. La eliminare, ținând cont de evoluția mea până acum, pentru că una este ce văd eu și ce simt eu și alta e ceea ce e de fapt. Am emoții la eliminare astăzi, mai ales că l-am dezamăgit pe Cătălin, nu știu ce se întâmplă. E greu de spus cine va ieși astăzi, mai ales că iarăși nu știm câți și iarăși pe ce criterii. Nu știu cine va aștepta, dar vor fi eliminări cu siguranță surprinzătoare. Bună seara! Bună seara! În această seară
ne vom despărți de unul sau chiar doi concurenți. Deși nu le arăt asta, mă despăr cu greu de ei, mai ales de persoanele în care am investit. Doamne, mă gândesc dacă acum, la început, mi-e atât de greu, ce se va întâmpla la sfârșit. Vreau să încep prin a vă aduce aminte că acest concurs are trei echipe. Echipa roz, echipa albastră și echipa verde. Iar munca voastră în echipă contează cel mai mult. Sunt sigur că astăzi nu voi fi eliminat. Sunt sigur pe mine și pe ceea ce fac. Sper că astăzi Cătălin va lua o decizie bună și va elimina pe cine trebuie, așa cum a făcut și până acum. Dar până să vorbim de cea mai bună echipă, cele mai slabe echipe, cea mai slabă, cea mai bună prestație, cea mai bună fotografie, să vedem fotografiile făcute de Marius. Sper că au ieșit bine și sper să trec cu bine de această eliminare. Echipa roz. Fotografiile pe care le-ați făcut în infraroșu, o fotografie în care am vrut să văd cât de mult vă puteți stăpâni. Carmen. Data trecută noi am fost echipa câștigătoare, echipa roz. Data asta nu o să avem nicio șansă să fim iar echipa câștigătoare. Atitudine ioc. Unde mi place? La dernière. E ok. Ultima, da. Dacă s-o faci pe... Atrumă, avant, e foarte orifié. A frică de tot, la. Toate pozele au fost proaste. În niciuna n-am reușit să-i prindem o altă atitudine. Fobia aceasta de șerpi s-a manifestat în permanență. N-a reușit nicio secundă să facă, să se detașeze. Și atunci pozele sunt execrabile. Te putea mai bine... Nu sunt deloc mulțumit. Mulțumesc. Am ajuns să fim unul din noi. Din echipa mea o să fie propus pentru eliminare. Gilbert. Cum am spus și repet mereu, la fiecare episod de eliminare asta care are emoții. Ai avut aceeași expresie. O poză nu exprimă nimic. Da, da, chiar am emoții, nu știu ce se întâmplă. Este foarte... Nu te-am rugat eu să te uiți la cameră, să nu mai faci ochii mici. În toate ai ochii... închiși. Da. Ce zici că era întuneric. E acroșea la cad, cum să? Era să nu leșin. Nu e bine, pentru că tu a făcut ce era să facă ce? Să nu leșin. Cum adică să leșin? Mi-a fost frică. De nu mai spune asta, te faci de râs. Știu. Deci era mai muntele și leșin. Doamne, ferește. Tu ești la loc. Laura. Coropișniță. Drăguță, ce puteau să facă? Dar tu, prima oră te-ai scălâmbâit pe acolo, iar astea-s pozele cele mai reușite pe care le-a scos Marius. Ea nu are experiență deloc în acest domeniu și mi se pare că s-a descurcat și ea destul de bine. În două aceeași atitudine, sus și jos, ultimele. Le vezi? Da, e un pic mecanică. E o poză mecanică. A? Bine, sunt repetitive, multe dintre. Da, sunt variațiuni pe aceeași temă. Da, e mecanic. Se putea și mai bine. Nu sunt chiar wow, dar este un început destul de bun, cred eu. Mulțumesc. Joan. Nu cred că voi fi eliminat astăzi, pentru că a fost episodul trecut, am fost cel mai bun. Dacă ultima oară te-am lăudat, acum îmi dau seama că tot timpul pozez în Gigi Duru și că trebuie să mai schimb mimica feței. Nu mi-aș dori să fie eliminat nimeni, dar din echipa mea aș vrea să fie eliminat Verica cea mai slabă, din punctul meu de vedere, Carmen. Prost. Ca și Gilbert, el vrea să pară altceva, dar nu îi merge cu mine. Poza lui este una ok, dar... a vrut să arate cât de bărbat este el, cât poate înfrunta el orice fel de pericol. Cătălin. Mi-a fost destul de frică să mă fiu nominalizat pentru eliminare, pentru că m-am descurcat și nu m-am descurcat la această probă. Ultima poză de jos, zici că e fierbinte apa. A fost o poză foarte... urâtă, nereușită. Nu te uiți în aparat, în primul rând. Nu știu unde te uiți. Iar ți-ai ultima e jalnică. E horror, este penibilă.
e jenantă, este oribilă, este scabroasă, este de filme, de alte, pleacă de aici. Nu i-a plăcut nici lui deloc. S-ar putea să fiu nominalizat? Echipa albastră, Dan. Sunt foarte curios, pentru că dacă mă întrebi acum, eu nici măcar nu știu cum am stat. O poză bună, atât. Restul, variațiuni. Acum, când le văd, mi se par chiar reușite. Nu mă așteptam să fie așa de mișto. Nici rea, nici foarte bună. Mediocre. Înaintea mea, cam toți au fost aspru criticați. Și deja când mi-a spus că eu m-am descurcat mediocru, eu sunt satisfăcut cu așa ceva să aud din gura lui Cătălin. Crede-mă, e mare lucru. Claudiu. Mi-e frică normal de fiecare dată la fiecare eliminare ca nu cumva eu să fiu eliminat. Nu sunt bine. Oricum de bine. Am așa un feeling, o simțire că nu am făcut destul de bine la probe. Trebuie să spune că niciuna nu e bună. Da. Pare rău. Aș vrea să fac mai mult, mai bine. Mersi, Ivan. Eu zic că rămân în concurs și episodul ăsta. Din nefericire pentru unii și din fericire pentru alții. Tu ai niște trăsături speciale. Ești special. Nu poți să pozezi așa. Ești ca o divă, ți-am mai spus. Sunt persoane care ar trebui eliminate din concurs, care nu știu cât de mult ar putea lucra în afara competiției, atât în țară cât și în străinătate. Dacă nu vei renunța la acest stil de fotografie, tu, pozând ca un bărbat ce ești, nu vei face nimic mai departe. De exemplu, Madalina și Cătălin. Madalina. Ei doi nu știu ce ar putea să facă în străinătate, pentru că nu sunt pe partea fashion, dar nici comercial, mi se pare. Deci o poză bună, da. Chiar dacă e de la mine din echipă, dar acum zic strict legat de modeling, nu are nicio treabă echipa, nu are nicio treabă. Sunt persoane care nu le văd mai departe. Grasonet, Dragoș, Grasonet. Grasulete, c'est grasulete allergique. C'est allergique, dar se rog să fac ceva de alergie. E roșu tot. Sunt puțin speriat pentru că dacă în ultimul timp Cătălin a fost cam supărat și dezamăgit de mine, să zic așa, și m-a mustrat în fața colegilor, cred că am o bilă neagră sau mai multe bile negre. Cum să spun, în pozele astea, singura poză care îmi place e poate a doua. La aia cu șoarecele, asta era ideea. Dacă ăla urca în cocul tău, tu trebuia să stai relaxat, cu ochii deschiși, tu ești așa. Cu siguranță nu voi ajunge în final. Lian. Sunt ok de poza. Foarte ok. Colegii tăi au spus că pozele tale sunt mult prea sexy și că îi duc pe unii cu gândul la alte reviste. Cred că imaginația lor e foarte mare. Da, sunt una, două, trei, patru poze bune. Pentru mine, Liana este o surpriză permanentă de la episod, de la un episod la altul. Pozele ei sunt bune. E adevărat că a avut parte acum de chestii mai soft la acest Fear Factor, dar a pozat foarte bine. Bravo! Milne! Tu ești un băiat drăguț, dar la poza asta să fiu al naibii dacă văd vreo atitudine. Nici măcar ochii nu ți-l văd. Milna are o față mai occidentală. Prinde destul de bine. Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă o carieră, să se caute. Deși este tânăr, are o maturitate facială. Slăbuț spre foarte prost. Știe și conștientizează că este foarte frumos și de aici cred că e puțin cam plin de sine pe treaba aceasta. Ce mă intrigă este că tu afară ai făcut campanii foarte mari. Cum le-ai făcut? Adică nu puteam să dau tot ce mai bun, că în circumstanțele acestea n-am făcut niciodată poze în viața mea. Nu mai văd în tine așa un tot. Încep să mă dezamăgești. O iau ca o critică, o iau ca trebuie să dau mai mult. Poze foarte bune peste tot. Da, profesional, foarte ok. Da, îmi plac foarte mult pozele, nu mă gândeam că o să iasă atât de bine. Fără reproșuri, aproape deloc. E ok.
chiar sunt mulțumită de ce am făcut, dar tot am emoții pentru că la prezentare nu m-am descurcat atât de bine. Andra, da. Sunt foarte curioasă să-mi văd pozele, abia aștept să văd cum au ieșit, mai ales prin ce am trecut la ședința foto, sunt și mai curioasă. Andra, da, ai urlat ca din gură de șarpe. Eu cred că o să ies în poze foarte speriată, panicată, plângând. Nu cred că am vreo poză bună. Ai trei poze unde te ții cu mâna de coad. Denotă că nu știi ce să faci cu mâinile, cu nimic. Dar pozele sunt bune. Andrada a avut momente de spaimă, de tensiune, a țipat. Dar cu toate astea a ieșit foarte bine în fotografie. Adică în toată emoția și frica ei căuta să se controleze și a reușit să dea niște imagini care pe mine m-au mulțumit. E un paradox, că te așteptai să fie ceva schimonoșit. Și faptul că am prins-o de multe ori cu ochii închiși și în poziții mai nu frontal spre cameră a ajutat. Și chiar mi s-au pus niște fotografii bune ale ei. Poze bune. A întins de caracatița asta la un moment dat, mai ales în ultima și în a treia. Merge. Frumoasă a doua. Dacă voi fi propusă pentru eliminare, cred că ceilalți mă vor vota să ies, pentru că sunt unele persoane care nu mă suportă. Foarte frumos. Și nu vorbim de partea profesională, pentru că atunci când nu suportă o persoană, nu mai ții cont de ce știe să facă, de ce nu știe. Păi așa, bă, nu o suport, tu nu mai trebuie să fii cu noi. După evaluarea individuală, Cătălin trebuie să anunțe care echipă este salvată. Propun pentru eliminare. De la un moment dat mi s-a încet așa pur și simplu privirea. De la început ți-am spus că trebuie să-ți găsești un stil. În comparație cu alți colegi s-au descurcat destul de bine. Ești foarte tânăr, ești foarte frumoasă, dar nu este suficient. Nu mă așteptam deloc la chestia asta. Pleacă acasă acum și-și face bagajul. A fost foarte greu pentru mine. Indiferent că vă convine sau nu, că sunteți prieteni sau nu, rând pe rând veți părăsi acest concurs. Este foarte adevărat că cele mai bune fotografii, mai puțin a ta, Midner, ai grijă că dacă nu erau fetele să facă fotografii toate bune, nu erai salvat, pentru că sunteți salvați, sunteți echipa câștigătoare. Au fost lucrurile puse în balanță, am fost câștigători, știam că nu o să fim eliminați niciunul dintre noi, dar pe urmă, imediat, mi-a venit în cap lucru, trebuie să-l nominalizez pe cineva, nu este bine. Este destul de greu să fii acolo în față și să nominalizezi pe unul din colegii tăi. Însă, pentru prima dată, emoțiile au scăpat de sub control pentru unii dintre concurenți. Merge. Poftim? Rău? Ți s-a făcut rău? Și mie. Okay. Cătălin, și eu. Ți-a rău? Mi s-a făcut rău, am încercat să rămân până la sfârșitul eliminării în picioare. Nu mai puteam, mi-era frică să nu leșin și să iasă și mai urât. Mulțumesc. Mă simțeam foarte, foarte rău, aveam frisoane, la un moment dat mi s-a încet așa pur și simplu privirea. Laura, ești ok? Într-o dată am înțeles. Din cauza răcelii, în primul rând, nu am reușit să mănânc aproape nimic. Am o iritație și o inflamație a gâtului și cred că da, și emoțiile. Da. Emoțiile și emoțiile împreunate cu răceala, cu febra, e de înțeles. Ok, dacă v-ați revenit, atunci echipa câștigătoare, echipa verde, mergeți în spate. Așa cum știți, voi propune pentru eliminare din fiecare echipă câte un ou manechin. Propun pentru eliminare din echipa roz pe Laura.
propun pentru eliminare din echipa albastră. Pe Ivan. Nu mă așteptam deloc la Ivan și nici la Laura. Adică mie, din punctul meu de vedere, s-au descurcat în comparație cu alți colegi, s-au descurcat destul de bine. Nu știu, chiar am fost uimită. Așadar, echipa câștigătoare, echipa verde, va fi cea care va da voturi pro și contra lui Ivan și Laurei pentru a fi eliminați. Eu chiar aș fi pus mâna foc că Ivan nu o să fie propus, cel puțin până în finală, să fie propus la eliminare. Nu mă așteptam deloc la chestia asta. Propun pentru eliminare pe Laura. Tot Laura. Mi-este foarte greu, este o decizie foarte dificilă, nu știu pe cine să aleg. Este o decizie foarte grea. Voi nominaliza pe... Propun spre eliminare pe Ivan. Da, și eu tot pe Ivan. Am stat ceva să mă gândesc în momentul acela. Mă simțeam așa presată de juriu că trebuia să zic un nume. Laura. Așteptam să zic așa. Pentru că ea oricum vorbea cu Ivan, erau împreună, se înțelegeau foarte bine, non-stop. Am nominalizat-o pe Laura pentru că Ivan mi s-a părut mie mai fashion în pozele acelea. Așadar, pentru că majoritatea din echipa verde a decis, Laura este prima propusă spre eliminare cu un procent de 30%. Juriul va decide cum se împart restul procentelor. Votul lui Loran și al lui Marius valorează câte 20%, iar al lui Cătălin Botezatu 30%. În acest moment avem două voturi pentru Ivan și trei pentru Laura. Moi, je peux pas ni l'un ni l'autre, mais à choisir... Je vais éliminer Ivan. Da. Parce que avem multe poze qui nu me plac. Da. Moi, ca să vorbim franzește, Ivan. Așadar, 30% Laura, 40% Ivan. Decizia finală e în mâinile lui Cătălin. Ivan, de la început ți-am spus că trebuie să-ți găsești un stil. Nu sunt sigur că avem timp și că este suficient timp ca tu să îți găsești stilul. Laura, ești foarte tânără, ești foarte frumoasă, dar nu este suficient. Totul este o joacă pentru tine. Ești, mai aveam eu odată o manechină care îi spuneam șoricel. Ești ca un șoricel jucăuș, haioasă, frumoasă, repet, care atunci când își asumă niște responsabilități, face. Bine, reușești să fac o fotografie bună, dar în general nu te concentrezi, nu iei totul așa, în serios. E păcat că ai multe date, ai multe coordonate. Sunt sigur că astăzi nu vei fi eliminat. Sunt sigur pe mine și pe ceea ce fac. Eu merg mai departe cu Laura, iar Ivan pleacă acasă acum și își face bagajele. Mulțumesc. Da, îmi pare bine că am rămas în concurs. Nu pot să fiu ipocrită. Joan n-are ce căuta în competiția asta, Cătălin la fel, Mădălina nici atât. Și sunt mulți și sper să câștige cel care merită. Ivan e un gen, tocmai de aceea l-am luat de la început, dar... Nu avea nici înălțimea necesară, știe să pozeze într-un anume fel, însă nu ar putea să facă o prezentare pe catwalk. Cum vă spuneam, competiția este dură. Indiferent că vă convine sau nu, că sunteți prieteni sau nu, rând pe rând veți părăsi acest concurs. Dacă așa a considerat Cătălin că trebuie să fie eliminat acum, asta este. Mi-ar fi plăcut să mai rămân în casă, să mai... Stau să mai învăț chestii, dar a fost ok. Plângi?
De ce plângi? Ce ai să faci acum? Merg mai departe. Mă înțeleg foarte bine și cu Laura și Ivan, ce a fost foarte greu pentru mine. A plecat Ivan sau și în caz că pleca Laura. Era foarte greu. Este mai bine de se comporte ca un copil. Este cum la muncă. Eliminez. Nu va plori așa. Asta, doar că... Lasă chestiile astea și fii matură. Ce ai să faci? În țară nu mai rămân, cu siguranță. Unde ai să pleci? Departe. Vă așteaptă un episod în deplasare, frumos, în care va trebui să-mi demonstrați că știți să fiți inventivi, teatrali. Atât am avut să vă spun. Vă urez noapte bună și ne vedem acolo unde trebuie să ne vedem. La revedere! La revedere! O să mai auziți de mine. O parte...